Începând de duminică doar cu abonamente. Remarcați dacă puteți, pentru că nu văd vreun scaun liber pe acolo. Sunt scaunele pe care vorbeam. A fost umbră. Da, acolo va fi camera de plan general pentru transmisiile TV. Iată și tribuna a doua cu cel puțin 2200 de scaune. Mă feresc să spun 2200, voi spune cel puțin 2200 de scaune. S-ar putea să fie mai multe. Și iată-i pe componenții lotului Meteului, în frunte cu, aici în imagine, Aurel Șunda, Călin, Ion Almășan și Vlaicu. Și vocea din spate este a colegului nostru Livian Hotico, care a făcut prezentarea lotului. Eu am să-mi permit să citesc în ordinea pe care a citit-o și Livian. Așadar, Almășan, cei trei portari: Almășan, Bălici, Popovici, Briciu, Purda, Mada, Utfineanț, Covaci, Goșa, Riter, Ninciovici, Călin, Maxim, Cosmin Bar, Radu, Vlaicu, Cosmin Stan, Marișescu, Săvoiu, Mariș, Giuchici și Claudiu Balaci. Ce putem să remarcăm, Livian, ce ți se pare de notat vis-a-vis de acest lot? Ce ți se pare interesant pentru telespectator? E o îmbinare, în primul rând, de experiență cu tinerețea. Cel pe care l-ați văzut ceva mai devreme a fost tânărul Purda. Pe lângă cei care au acumulat ceva experiență, zic eu, foarte utilă în divizia B, unde totuși, chiar dacă nu este la nivelul diviziei, este totuși un eșalon unde se joacă fotbal destul de bun și unde nu este simplu să ajungi pe primul loc și mai ales nu este deloc simplu să promovezi. Să promovezi din prima. A fost Cristian Utfineanț care revine la UMT după un periplu pe la Dinamo, Bihor și alte echipe din București. Eu rămân la părerea mea personală că el ar fi fost, dacă ar fi avut puțină răbdare vis-a-vis de plecarea lui atunci la Dinamo, ar fi făcut mai mult treabă în primul eșalon. Din păcate s-a grăbit și acest lucru s-a văzut. Capitanul formației, bineînțeles, au fost câțiva dintre componenții echipei care au fost întâmpinați ceva mai cald de public decât ceilalți colegi ai lor. Eu zic că e o reacție și normală. E vorba și de aportul care l-au avut în campionatul Divizii B. Acela a fost Maxim. Și o altă revenire. Da? Cosmin Bar, care și el a plecat la Rapid și ulterior se pare că nu i-a fiut foarte mult prezența acolo. Aerul București. Daniel Radu și Sorin Vlaicu, bineînțeles. Omul care sâmbătă a lipsit, zic eu, echipei. S-a văzut absența dirijorului de pe teren. Achiziție nouă pentru UMT, Cosmin Stan, de la care se așteaptă foarte mult, foarte, foarte mult, rămâne ca el să confirme. Marișescu, din păcate, încă accidentat. Ceva mai bine se simte, din câte am înțeles. Aici Cristi poate să spună mai multe. Doctorul. Așa, Adi Săvoiu, un om în care se pun mari speranțe acolo în față, la manposturi. Călin Mariș, venit de la UTA. Prin filiera Bihor. Cu dorința de a face treabă și o altă revenire, un om care nu s-a simțit bine deloc la Ploiești. Miro Giuchic a revenit la UMT. Claudiu Balaci, care speră și el să facă o figură frumoasă în divizia. Și Goia, un jucător mai tânăr care nu se știe dacă va rămâne la echipă, rămâne să se decidă de către conducerea clubului dacă acesta va rămâne. Omul care a reușit alături de Cristi Contescu să aducă echipa aici unde se află,
în prima divizie. Un om de mare experiență totuși în prima ligă, a antrenat pe Poli, a antrenat pe Reșița în prima ligă, acum urmează UMT-ul. UMT-ul pe care l-am mai pregătit cu ani în urmă, când eu eram tânăr ziarist și am avut așa niște mici probleme atunci cu Ferele Șunda, dar cu stilul lui foarte glumeț am trecut peste toate. Echipa medicală așa. Acum? Da, acum vine partea medicală, deci cei de medici, domnul doctor Petru Manciu, un vechi pasionat și apropiat al fotbalului timișorean, indiferent că echipele s-au numit Poli sau UMT. Cei doi masări, Nelu Medin și cu Mircea Blaj, ultimul ceva mai nou în stafful, să zic așa, echipei.